Dragi telespectatori, am revenit. Suntem împreună cu interpreta de muzică populară, Maria Raman Gheorghe. Înainte de pauza de publicitate, ne-ați promis o întâmplare. Deci, fetițele erau micuțe, da, Elena și cu Ana. Da, erau micuțe, chiar Ani. Avea câteva luni. Ani sau Ana? Ani. Ani. Ana este, da, Ani spunem noi. Ani, așa. Era micuță atunci, o născusem și... Nu numai atunci, dar eu... Trecând, de câte ori veneam de la București, treceam prin comuna unde locuim acum, Clinceni. Așa. Și primăvara aceea îi spuneam soțului meu, Doamne, cât de frumoasă e comuna asta. Ce frumoși sunt pomii înfloriți. Doamne, dacă vreodată ar vrea Dumnezeu să ne mutăm de acolo, eu aici mi-aș dori să fim. Feria. Da. A fost întâmplarea că am fost demolați și atunci de urgență ne-au mutat în Clinceni. Mai exista încă un preot aici. A fost oarecum întâmplarea dureroasă pentru că oamenii a trebuit toți mutați la de bloc, acolo, la Bragadiru sau la Cornetu. Și au fost mutați oamenii în blocuri. Toți oamenii în blocuri, biserica demolată, casa parohială, n-am văzut nimic de acolo. Și de urgență pe soțul meu, pe părintele Gheorghe, l-a adus la Clinceni. Ne-am mutat aici, am spus încă o dată că mai era un preot. A fost mai greu, că copiii erau foarte mici. Atunci a venit și Costin. Costin, băiatul. Da, băiatul. Așa, în anul acela, de când l-am botezat, ne-am mutat în parohia Clinceni. Clinceni. Și vă dați seama, cu trei copii, să stai la curte, fără baie, fără bucătărie, doar într-o cameră și un hol, a fost foarte greu. O cameră ați avut? Da, pentru noi da, o cameră. Dar am trecut peste, că atunci când îți dorești ceva și de asta spun că în zilele de astăzi este foarte simplu cu copiii. Atunci spălam scutece, le fierbeam, băgam în clor, spălam afară pe ger. Adică n-am avut o viață atât de... Atunci când am fost copiii mici a fost foarte greu, dar nu pot să zic că n-am avut viața frumoasă, că a fost frumoasă, că eram cu soțul meu, asta eram tineri. A fost iubirea. Iubire, cu... da, iubirea a fost mai puternică decât toate greutățile. Da. Și de asta spun că am trecut prin comuna asta și ce mi-a dat Dumnezeu un gând, neștiind că vreodată o să se întâmple asta. Da. Deci pot să spun că eu n-am visat la lucruri mari, niciodată în viață. Dar cât de cât la o familie frumoasă am visat. Să am copii și nepoți, să am oameni în jurul meu, cu dragoste, așa cum ești și tu. Mulțumesc. Cu iubire. Așa, cu toată dragostea vin către noastră. Cu iubire. Să ajut aproapele, pentru că fiind și preoteasă, eu am mai multe sarcini. Nu este simplu să fiu decât solista Maria Raman Gheorghe. Eu sunt soție de preot. Ce înseamnă să fii soție de preot? Foarte mult. Foarte multă răspundere în fața celor unde ești ancorat acolo la parohia respectivă. Pentru că eu întotdeauna am fost lângă părintele și astăzi sunt lângă părintele. Dacă a trebuit să meargă la un hram, eu am fost cu părintele. Dacă a trebuit să facă o construcție, ca noi acolo la Ordoreanu, unde a fost demolată biserica, am reconstruit altă biserică. Da? Da, după ani de zile. Ce? Dar nu în totalitate, până la acoperiș, că a venit Felicitări. Alt preot. Uh-huh. Și a continuat. Și a continuat. Acum se pictează respectiva biserică. Am de-a rândul aici unde am venit la biserică, am tot refăcut biserica, că era foarte veche și n-avea fundație. Și acum 4 ani, mă rog, s-a întâmplat, a trebuit să o demolăm și am refăcut-o. Și acum suntem la pictură. A, Doamne ajută! Am terminat altarul. Adică facem lucruri, zic eu, plăcute lui Dumnezeu și oamenilor. Și întotdeauna eu sunt prima care sunt lângă părintele și lângă oamenii din comuna Clinceni, lângă copii, lângă cei care au nevoie de ajutor.
Să știți că sunt acolo, prezent în orice. Eu am fost, de două ori m-ați invitat când comuna dumneavoastră organiza evenimente și am văzut cât sunteți de ancorați amândoi în această comunitate și cât vă iubesc oamenii. Și de asemenea ce am observat că părintele într-adevăr este și dânsul lângă dumneavoastră și vă susține pentru că el e criticul meu. Criticul dumneavoastră? Da. Pentru că m-am tot gândit înainte. Acum știu cum stau lucrurile. Da. Dar m-am gândit, am zis, cum poate să împartă doamna Mărioara Aman Gheorghe rolul de preoteasă cu rolul de interpretă? Cum faceți? Întotdeauna ați cântat? În timpul căsniciei ați cântat? Da, am cântat. Chiar nu știu dacă n-am mai vorbit de lucrul ăsta. Eu am luat floarea din grădină, trofeu. Așa, da. Așa și la chiar când am luat trofeu, a venit Costin. Adică atunci l-am născut. Și dacă am fost invitat, a trebuit să mă duc la floarea din grădină și trimiteam acasă să mănânce. Deci soțul meu venea, lua mâncarea. Dar a fost de acord părintele să cântați? Lăpticu? Sigur că da. Pentru că lui îi place, el cântă, el știe toate cântecele. Eu cânt împreună cu el la biserică. Eu mă duc la unele evenimente și la nuntă, la botez și îi dau răspunsurile, pentru că eu am învățat totul pe din afară, stând atâția ani lângă preot, lângă soțul meu, și mai ales că iubesc muzica. N-aveam cum să nu învăț. Eu nu mai stau cu caietul, cu cartea în față. Nu, eu știu răspunsurile la tot. Deci știți liturghia? Da, știu răspunsurile la tot. Pentru că mi-a fost drag și am și crescut în biserică, cum s-ar spune. Adică de mici, la noi în Ardeal, oamenii merg cu copiii de mici să învețe. Și eu acum învăț pe copii să se roage. Da? I-ați învățat? La grădiniță, da, învăț în general. Dar pe copiii dumneavoastră? Cum să nu. Nu e așa? Ba da. Pentru că am văzut că și copiii sunt lângă dumneavoastră și părintele. Sigur că da, și la școala din Clincene am predat muzică și religie și am învățat pe copii. Mă întâlnesc acum cu ei și mă întreb și îmi spun, doamna preoteasă, să știți că n-am uitat crezul pentru că dumneavoastră m-ați învățat. Și sunt mare, au copii acum. Deci e mare bucurie să vină cineva și să spună că a învățat un lucru de la tine și nu uită. Ce i-ați învățat dumneavoastră pe copiii dumneavoastră, pe Elena, pe Ani și pe Costin? Pe copii am învățat exact ce ne-a învățat părinții noștri. Să fie oameni de omenie, cu bun simț, respectoși, să meargă cât se poate pe calea dreaptă, să iubească pe Dumnezeu, să iubească semenii, să facă lucrurile bine plăcute. Dacă le place lor ceea ce fac și e plăcut pentru ei, atunci și celor din jur le place. Adică eu așa zic, dacă mie îmi place un lucru și îl fac cu plăcere, n-are cum să nu-i placă și vecinului meu. Am înțeles. Să știe să ierte și să iubească. Da, am citit într-un interviu acum pe care l-ați dat, cred că de curând, în care ați spus că pe copiii dumneavoastră, pe fetele dumneavoastră, le-ați învățat și aceste lucruri, dar le-ați învățat să fie feminine, să fie, ce mi-a plăcut foarte mult, blânde. Da, și să știe să fie blânde, să fie, să știe să-și apropie și vis-a-vis de soț. Trebuie neapărat să știi să-l primești, să-l primești cu zâmbet. L-ați învățat să-și primească soțul? Sigur că da, păi nu. Păi dacă tu îl primești soțul cu dragoste și cu iubire și cu zâmbet când intră, chiar dacă el e supărat, chiar dacă el are probleme, le uită, le lasă garda jos și, nu? Am înțeles. Așa trebuie. Și fiecare dintre noi trebuie. Părintele mereu spune celor care se cunună. Așa. De la părintele am învățat și eu, de la soțul meu. Le spune mireselor, atunci când vine acasă soțul, să-l primiți cu dragoste. Și să-l luați în brațe, să-l sărutați, ca să uite de toate relele și de toate necazurile.
Haideți să mai cântăm o melodie cu doamna Mărioara Man Gheorghe. Ești cel mai frumos bărbat, deci tu eu am de toate. Nu mi-o trebuit avere, numai drag și mângâiere. Avem o casă frumoasă, pe cei dragi cu noi la masă. Încă o viață de-aș avea, tot pe tine te-aș lua. Încă o viață de-aș trăi, tot pe tine te-aș iubi. Mulțumesc lui Dumnezeu că l-a lăsat să fie al meu. Pe mâna ta când m-am pus, lacrimi și durere nu-s. Avem o casă frumoasă, pe cei dragi cu noi la masă. Încă o viață de-aș avea, tot pe tine te-aș lua. Încă o viață de-aș trăi, tot pe tine te-aș iubi. Se miră cum se poate dragoste până la moarte. Eu mi-aș mai dori o viață să stau la tine pe brață. Avem o casă frumoasă, pe cei dragi cu noi la masă. Încă o viață de-aș avea, tot pe tine te-aș lua. Încă o viață de-aș trăi, tot pe tine te-aș iubi. Au trecut ani și trec, lângă tine mi petrec. Prin cântec îți mulțumesc, de mult te prețuiesc. Avem o casă frumoasă, pe cei dragi cu noi la masă. Încă o viață de-aș avea, tot pe tine te-aș lua. Încă o viață de-aș trăi, tot pe tine te-aș iubi. Ești cel mai frumos bărbat și om bun cum nu se poate. Al bărbat ca tine nu-i pe fața pământului. Avem o casă frumoasă, pe cei dragi cu noi la masă. Încă o viață de-aș avea, tot pe tine te-aș lua. Încă o viață de-aș trăi, tot pe tine te-aș iubi. Avem o casă frumoasă, copii și nepoți la masă. Încă o viață de-aș avea, tot pe tine te-aș lua. Încă o viață de-aș trăi, tot pe tine te-aș iubi. Prin urmare, este foarte important să știi să fii femeie în casă. Așa este. Să știi să fii femeie, să fii și soție, da? Să... Acum spun și un secret. Da, vă rog. Pentru ca să-ți păstrezi bărbatul și să... Cum îl păstrezi? Cum păstrezi tot timpul bărbatul? Trebuie să fii veselă. Așa. Așa. Să te aranjezi puțin. Așa. Așa. Chiar dacă ai ceva în suflet, să nu arăți așa... Să nu arăți că ceva nu-ți convine, dar dacă... Depinde de moment cum este cu... Eu știu, dacă vine de undeva și pui masă, atunci nu-i spune lucruri care nu trebuie atunci. Caută momentul când poți să-i spui un lucru care nu e atât de plăcut. Dar ca și soție, ca și iubita, că de fapt soția este și iubita soțul, partenerului, nu? Da. Sigur că da. Tu poți să fii totul pentru el. Dar trebuie să știi
să-l iei pe bărbat. Să știi să te iubească în continuu. Ce frumos! Da. Spuneați într-un interviu așa? Că tot așa fetelor, da? Deci le-ați spus, apropo tot de casă, de familie, așa? Că este important să... cum să zic, să fie o echipă amândoi. Să... E normal, să tragă la același jug, să meargă împreună. La Elena s-a nimerit foarte bine, pentru că ei sunt nedespărțiți. Da, amândoi sunt în lumea muzicii. Lumea muzicii și ei sunt împreună, oriunde, la toate concertele, la spectacole, la filmări. Tot timpul. La ei e mai ușor. La Ani e mai greu pentru că el este fotbalist și e mult mai greu. Chiar acum... Și Ani ce lucrează ea, ce este? Ani are un atelier de încălțăminte, așa, ți-am spus eu de el, să intre acolo la Ana Pârvulescu. A intrat și nu-ți plac? Ba da! Deci a fost ziaristă și a fost jurnalistă, dar a luat drumul ăsta. Da, și-a deschis și îi place foarte mult ceea ce face. Face încălțăminte pentru femei, nu? Am înțeles că le-am văzut. Ai văzut frumoase. Cât de frumoase sunt. Da. Da, și ea merge pe linia asta, dar ei mai greu pentru că Paul e fotbalist. El acum, de exemplu, este la Iași. Așa, și e mai greu cu plecatul, cu venitul. Dar chiar în momentul acesta ei sunt împreună la Iași. Cu toți, știi că chiar de curând a născut Maia, a cincea nepoată. A cinci, da, deci aveți exact. cinci nepoți. Elena are așa, pe Nicolas, pe rând. Așa, și Nicolas. Pe Amelie. Deci are băiat și fată. Ani are băiat pe Lucas și pe Ania. Și Costino are pe Emma, care Emma are 4 ani. Ce frumos! Da. Deci avem și o echipă. Și Costin lucrează? El ce face? Costin e tot fotbalist. Este tot chiar, fotbalist? Da. Acum este chiar la noi la Clinceni, acolo joacă. Asta deci v-am spus eu că o să faceți, da. Când o să vă pensionați, da. O să aduceți copiii pe toți, o să vi aduc copiii. Dacă... Deja vi aduc, nu? Păi da, dar când mă pensionez, copiii mei deja sunt mari. Sunt mari. Că mai ia spuneți-mi, apropo de pensionare, da. Ia spuneți-mi dumneavoastră ce planuri aveți profesionale sau dumneavoastră participați la foarte multe evenimente. Eu am planuri în fiecare, dacă se poate, în fiecare zi. Sau nu le am planurile, vin. Eu sunt foarte, foarte căutată. Nu vreau să mă laud, dar chiar nu știu. Sunt sunată așa pentru evenimente. Da, așa spectacole, este. Spectacole caritabile de care chiar m-am ocupat și o să mă ocup în continuare pentru că am văzut că faceți multe spectacole. La câte lea sunteți? La al treilea sau al patrulea? Nu, mai mult? Cinci. Sau... Da? Da. Ia uite, da, uite că spectacole. Caritabile, pentru că văzând că lumea are nevoie de ajutor, am zis de ce să nu fac. Uh-huh. Și mai ales că artiștii mari vin la chemarea mea. Ai, ce frumos. Ce să pot să spun? S-o sun pe Monica Angel sau pe Maria Ciobanu sau pe Gheorghița Nicolae sau atâtea nume mari care au venit. Deci toată lumea, când am chemat-o la spectacolele mele caritabile, Mariana Ionescu Căpitănescu. Deci din Oltenia au venit oameni, nu numai cei din București. Uh-huh. Și pentru asta îmi dă avânt. Și acum ce plan aveți? Ei, planuri am multe. Mai lucrez la niște piese, la niște cântece, dar în fiecare sâmbătă, duminică am nunți, botezuri. Așa. Pentru că am un proiect cu botezurile de când a născut Elena. Am creat niște ursitoare. Ursitoare. Da. Am trei fetițe care sunt și soliste de muzică populară la mine. Trei îngeraș, da. Și să știți că sunt tare drăgălașe și tot ce spun în urările lor pentru nou născut este din suflet și este și o rugăciune către Dumnezeu pentru pruncul lor, ca să-i ajute în viață. Și aceste fetițe intră pe cântec, terminăm tot pe cântec, adică e altceva. Uh-huh. Și am zis că un nou născut și botezatul care în acea zi s-a botezat, e frumos
să-i urăm prin cântec ceea ce să-i dea Dumnezeu. Corect. Și din gura unor copii e mult mai mult suflet decât... Da, e binevenit. Haideți să vă întreb ceva. Acum când mi-ați spus de nunți, de botezuri, da. Părintele nu-i gelos? Nu. Nu. Sunteți o femeie atât de frumoasă. Dar știi ce are la casă, draga mea? Dar eu mă duc la nunți. Atât de fericită pentru că îmi dă viața acolo. Când îi văd pe cei doi miri și dacă mă întâlnesc înainte cu ei, le spun cum să se poarte și cum în noaptea nunții, cum să danseze și să fie fericiți, că ziua asta nu se mai întoarce niciodată. A, ce frumos! Și îi învăț lucruri pe lângă că le și cânt, îi învăț și le dau sfaturi de tot ce se întâmplă acolo, dacă au nevoie de un sfat de la mine. Dar de obicei să știți că mă ascultă tinerii și sunt tare fericită că pot să îi ajut. Dar eu nu merg numai la nunți și la botezuri. Eu am evenimente, merg la spectacole în țară. Am fost de curând. Unde? Am fost lângă Chișinău. Ah, așa. La un festival. Au fost și mlădițele ilfovene. Uh-huh. Le-am trimis de vinerea, că eu n-am putut, că aveam sâmbătă și duminică eveniment. Am trimis copiii, pentru că am fost invitați de Consiliul Județean Ilfov să uh-huh. mergem la acest festival uh-huh. mare, unde au participat peste 35.000 de oameni, de artiști, de ansambluri. Wow. Am cântat și eu acolo cu copiii pe scena... erau două scene. Prima da? Dată la ora 11 am cântat cu copiii pe o scenă și la ora 5 am cântat și eu cântecul meu patriotic. Am un cântec foarte frumos, da? Patriotic. Se numește Răsună codru și izvorul. Și l-am cântat pentru prima dată live cu orchestră acolo. Lângă Chișinău. Și a fost extraordinar. Să vezi atâta lume îmbrăcată în costum popular. Să vezi atâta lume care aplaudă. Atâta lume cu tricolorul românesc. Deci a fost un spectacol, un festival pentru Centenarul Unirii. Și au fost din țara noastră foarte multe ansambluri. Din Moldova, uh-huh. foarte multe ansambluri. Și acolo ne-am întâlnit cu toții. Am defilat, am cântat, ne-am simțit extraordinar. Înainte de a încheia, vreau să vă întreb doar ceva. Iubiți viața? Vă place ce trăiți? Iubesc viața, iubesc tot ce mi-a dat Dumnezeu. Iubesc semenii, iubesc copiii, oamenii. Și îmi iubesc familia. Și sper ca să pot face lucruri frumoase pentru cei din jurul meu. Să ajut oamenii cu un sfat. Să-i îndrum pașii copiilor pe drumul ăla cât se poate de drept. Să învăț și eu acești copii de la mlădiței ilfovene. La un moment dat, când voi fi bătrână, în vârstă, să mă uit cu drag la ei și să zic că n-am trăit degeaba pe pământ. Doamne ajută în tot ce aveți de făcut. Așa să fie la toată lumea. La toată lumea. Dragii mei, final de emisiune, vă mulțumim pentru atenția dumneavoastră. Înainte de finalul emisiunii, vă invit să ascultați încă o melodie cu doamna Mărioara Man Gheorghe. Până săptămâna viitoare, vă dorim toate cele bune. Doamne ajută! La revedere! Răsună codrul și zborul și prin poien se adună dorul. Pe dor pădurile doinesc, căci dorul este românesc. De dor pădurile doinesc, căci dorul este românesc.
scăldat în mureșne e dorul, sfințit cu sânge e ogorul. Iubirea-i scris în legea firii, de clopotul reîntregirii. Iubirea-i scris în legea firii, de clopotul reîntregirii. Noștri frați români se cheamă, pământ sfințit tată și mamă, cât doina noastră ne adună, români rămânem împreună. Cât dorul din în piept coboară, niciun podob nu ne doboară, cât doina noastră ne adună.